Știți, Dumnezeu a lăsat ca oamenii să fie iubiți, iar obiectele să fie folosite. Din păcate, în ziua de astăzi se întâmplă cam invers, adică oamenii sunt folosiți și obiectele iubite. Ați auzit probabil, iubesc mașina asta de mor, îmi place la nebunie geanta asta, iubesc telefonul meu mobil. Se întâmplă, dar haideți să le punem totuși în ordine, așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Și ca să fie mai ușor, închipuiește-ți, draga mea, că bărbatul tău este cea mai prețuită geantă. Știu că cea mai dorită geantă din lume este Birkin de la Hermes, pentru că este făcută manual, chiar se stă la coadă pentru a o comanda și a o obține. Închipuiește-ți că bărbatul tău este acea geantă neprețuită care probabil ți-e și frică să o atingi. O atingi cu mișcări domoale, o mângâi, te uiți la ea, ești cu ea în lume și ești foarte mândră de ea. Poartă-te cu bărbatul tău ca și cum ar fi cea mai scumpă geantă din lume. Și nu uita că pe felul în care este îmbrăcat, felul în care se poartă, cum apare în societate, o mare contribuție are soția, partenera lui. Deci mult, mult vorbește aspectul unui bărbat în societate de felul cum este partenera lui acasă. Dacă partenera lui a avut grijă ca el să se simtă bine, ca să nu mai aibă nevoie să se uite în stânga și în dreapta, se va vedea că are ochii numai pentru tine. Așa că ai grijă. Dragă bărbate, ce ar fi să te gândești la partenera ta așa cum te-ai gândit la cea mai scumpă mașină din lume? Un Rolls Royce, dacă ai avea. Probabil că ți-ar fi și milă să o zgârâi, să o atingi, să o deteriorezi în vreun fel. Ei pune cel mai scump combustibil. Uleiul l-ai schimbat la timp? Închipuiește-ți că este partenera ta cea mai scumpă mașină din lume. Poartă-te cu ea așa cum te-ai purta cu mașina. Ai grijă de ea, ai grijă să fie fericită. Se spune că pe chipul unei femei se citește felul în care se poartă bărbatul ei cu ea. Cât de mult o prețuiește, cât de mult o valorifică. Câtă multă grijă are pentru nevoile ei ca să îi le satisfacă. O femeie nesatisfăcută este posomărâtă, este enervată, este iritată tot timpul, irascibilă. Așa că ai grijă de partenera ta. Ca să se vadă în lume, ce fel de bărbat ești tu?